Astăzi, în acest episod, Vlăduț a fost trimis la școala de tatăl său strict, iar acolo a dat de oameni mult mai nebuni. Profesorul trăznit și copilul Darzel 2012 l-au făcut să urască din ce în ce mai mult școala. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Aoleu, în sfârșit mi-am făcut noua achiziție de pian. Fiți atenți acum că în sfârșit că toată lumea mi-a stricat pianul trecut. Ia să ascultăm acum cum facem noi aici. Mă, ce s-a auzit, taică meu, sper să nu vin aici să nu-l deranjez. Vlăduț! Ce frumos cânt aici. Ce? Da, stai că mi-am luat pianul, tata. Ce faci, mă, cu pianul? Tata, ai uitat că-n două zi, tata, într-o zi am concursul. Ce școală? Am concurs, ai uitat? Nu, poți să mă duci mai repede la școală, hai să dai ce mă, duci mai repede la școală. Doamne, tata, ce școală? Unde la școală să mă duc, tata? La ce să mă duc? Și am eu caiet? Tata, unde ești, tata? Asta, bă, vlăduț, ia, bă, caietul, bă, stai că am mutat. Tata, unde ești? Tata, unde ești? Da. Ia, bă, caietul, am mutat, hai, bă, hai, du-te, pa. Bine, tata, dar la băcar punem pianul înapoi. Tata, nu mă duc la școală până nu-mi pui pianul înapoi, să fie clar. Du-l acolo. Să fie pianul meu negru ăla frumos așa. Hai că mă duc eu acum. Bă, negru. Bă, la ce școală să mă duc, mă? Ăsta visează, nu mă, nu stați puțin că. La ce școală să mă duc, mă? Stați că l-aștept pe aici. Da, tata. Păi cu ce să mă duc, tata? Nu, da, să mă hai, du-te, mă, pleacă. Bine, gata, hai că mă duc, pa, tata. Bă, deci trebuie să fac cumva, trebuie să merg pe aici prin spate, bă, cum adică, bă, mă enervează, mă, taică-mea, bă, frate, de ce am zis eu să vin aici la el acasă, mă, pe bune? Adică, na, ieri a fost foarte bântuită casa mea și am zis că nu mai vreau să mai trăiesc acolo și de-aia trebuie să trăiesc acum cu taică-meu, da? Trăiesc cu taică-meu, dar uitați-vă, adică nu pot să fac și eu. Liniștit, trebuie să mă duc repede, tip pe aici prin spate, dar cred că trebuie să mă duc pe acolo, bă, ce faci, tata? Ce faci? Vreau să scap de mine, bă? Cum adică să scap de tine, tată? Păi te căutam pe tine, tată. Ce? Nu te căutam pe tine? Vine, hai, bă, că te duc, bă, hai, vrea să mă duc el, bă, dar prost am fost, trebuia să urc și eu pe acolo, pe sus. Hai, tata, hai, du-mă acum la școală. Doamne, tată, da, mi-ai pus pianul măcar înapoi, ia să, du-mă, te rog, înapoi, nu merg la școală până nu-mi te duci înapoi. L-am pus înapoi, da, singur, l-am pus înapoi. Nu l-ai pus, tată, ia, du-te, tată. L-am pus. 100% e sigur? Ești mai repede. Hai, gata, tata, hai, că ies mai repede, gata. M-am deșit, că trebuie să mă duc repede. Bă, cum să, bă, am concursul de pian, frate, mai am o zi și trebuie să exersez neapărat, trebuie să ajung repede acasă. Stați că mă duc pe aici, deci trebuie să mă duc printre vecini pe aici, să ajung repede acasă. Mă, ce sunt cu facile astea aici? Mă, ce se întâmplă? Da, tată. Nu te mai repede la școală, dacă mi-ai dat apă. Da, pianul, să-mi dat pe foc. Mi-ai dat apă, suc, ceva? E, uite, bă, ia apă, uite, ia și tu ceva, Abdul, bărgă și pleacă. Mulțumesc, tată, așa, gata, hai că plec acum. Bă, dar nu pot să, scap de el, mă, ce se întâmplă asta? Acum chiar trebuie să mă duc la școală. N-am mai fost de foarte mult timp, pentru că mă pregăteam și cu concursul meu de pian, pentru că vreau să mă perfecționez cât mai mult în pian. Aveam concursul meu național, cel mai șmecher concurs de pian și mă puteam duce și eu internațional să mă bat cu cei mai șmecheri pianiști din întreaga lume. Și eu acum ce să fac? Uitați-vă, adică cu tatăl meu nu mai pot să mai fac nimic, frate. Băi, frate, dacă tine am mai urcat scările astea, nici nu cred că mai știu unde mai am clasa, pe bune, adică... Aici. Bă, Chiru, știi cine e Magna, bă? Bă, Magna lucrează la McDonald's, bă! Bă, Magna lucrează la, bă! Așa, ce, aruncă, bă, copilul ăsta prost? Știi că maică s-a lucrat la McDonald's, ce prost e copilul ăsta, Doamne ferește! Doamne ferește! Care ești, mă, tu? Bună ziua, domnul, bună ziua! Dar nu fă... Bă, da... Cine e profesorul ăsta, că nu-l recunosc? Da, bună ziua, hai că mă pun și aici să stau jos. Buculica, mititelu, sucă... Mă, ce mi-a scris taică meu pe caiet? Ia, mă, tu știu, mi-a măzgălit o caietul. A, da... Ce, mă? Ce zici? Nimic. Tu ce aveai taxi pe aia așa, că m-ai și speriat când am intrat aici? Păi, eu sunt șeful școlii, bă, dar sunt amândoi și mă știe toată lumea. Cine ești, mă, tu? Ce-i șeful școlii? Păi, dar nu mai e nimeni în școală. Păi da, asta-i faza. A, și da, ești tu șeful școlii, o? Da, a, bă, până să călie. Bună ziua, bună dimineața, copii, hai să facem prezența. Dar sunt amândoi prezent. Adică sunt amândoi și absentă. O, aveți și o... E și o fată? Da, te absentă, nu știu unde, acum iată mașina. Și Vlăduț cel micuț. Vlăduț cel micuț. Vlăduț cel micuț. Cum se cheamă Vlăduț cel micuț, băi? Dar ce-i cu numele meu? Așa, dacă mă cheamă Vlăduț, ce treabă ai cu mine că mă cheamă pe mine Vlăduț? Bă, Vlăduț cel micuț, așa se cheamă. Așa mă pureclește domnul, dar până ziua, da. Vlăduț cel micuț. Da. Doamne, ce nu-mi place aici la școală și-a bătut și taică mi-a joc de ăsta. În fine, ai cam și-o apă aici, bine că am și-o să mănânc aici niște burgeri și toate astea. Iată-mi e burgeri, bă, ce-i?
da burger, mă, pleacă, mă, copile, lasă-mă să mănânc, că sunt aici, lasă-mă, ce ai cu burgerii mei, așa, da, tu unde-i, mă, burger? I-am furat la tine! Cum, mă? Hei, șmeche, ce sunt? Da, foarte șmeche, că tu nu vezi că mai puțin și mori, în fine, nu mai contează, copile. Da, nimic, nu, dar tu, tu unde-i așa ceva? Doamne ferește, ce clasă de nebun, mă, fraților, mă, dar ce cu clasa asta, mă, dar eu nu cunoșteam, mamă, se vede că n-am mai fost de foarte mult timp aici, sunt alți copii, alți profesori, dar de ce m-a chemat tache, mă, nu, eu cred că trebuie, cred că trebuie să plec, oameni, ce sunt? Vlăduț! Hai că plec acum repede de la Vlăduț! Că nu știu ce se întâmplă, frate! Deci lasă, Vlăduț! Bă, păi, aolea, m-a chemat, doamne! Te cheamă profesor, bă! Cum adică? Uite, bă, te-a chemat! Da, bună zi, am fost și eu până la baie, am fost până la baie. Păi bune, bă, Vlăduț, hai, bă, Vlăduț, el micuț, chiar așa? Cum adică? Pe tine te cheamă, dar cum să te cheme Dark Souls 2012? Cum să te cheme în 2012 număr? Adică, ăsta e numele tău sau ce? M-auzi? Băi, tu, ce faci acolo? Mă, tu tragi porțuri pe sub... Mă, ce tot faci? Doamne, ce copil, ce copil... Doamne, copile, mă, tu... Da, bună ziua, bună dimineața, copii, Vladul cel micuț, ok, da... Doamne, ce e cu școala asta, mă, frate, trebuie să plec acum repede acasă, că nu înțeleg. Vlăduț, unde pleci, Vlăduț? Da, bună, da, am vrut să mă duc din nou la baie, ce s-a întâmplat? Bine, bă, hai, că mi-e vrușat la baie. Bă, profesorul Kelly, profesorul Kelly, ia, hai, bă, la baie. Dar ce e cu școala asta? Nu știu, bă, e școală mai așa de mai copii cu probleme la cap, cu caca. Bine, pa, doamne, bă, ce cu școala asta? Că eu nu înțeleg nimic de ce se întâmplă aceea. Ce este cu școala aceasta, mă, frate? Adică, pă, bune, nu înțeleg ce se întâmplă și de ce să ține copii. Unde pleci, mă, hai, bă, la, hai, bă, la oră, bă, ce cu tine, hai la ore. Gata, acum merge la ore, doamne. Gata, acum merge la ore. Stai, că uitasem, bună ziua din nou, da. Și ce ne predați astăzi? Ce se întâmplă la oră? Antena, păi, nu știu, mă. Bă, vorbeam cu tine sau vorbeam cu domn profesor? Tu stai acolo în banca ta și termină o dată. Bine, mă, urătule. Doamne, bă, doamne ferește, doamne ferește. Da, da, domn profesor, am venit aici la școală. Vreau și eu să învăț, adică m-a trimis tatăl meu. Da, În ora asta, am pe matematică, v-am dus la tablă, 5-5-5-5. Matematică? Ah, e ok. Ei, că am făcut eu când am făcut astea cursuri de pian și astea, mai făceam niște chestii așa cu matematică, cu chestii. Ce cursuri de pian, măi, ce? Adi, și în pian, ești, nu știu, micuț, ia, ești, ce faci? Mă, dași, mă, copil acolo, domn profesor, uitați-l la el, că e prea nesimțit, adică, pe bune. Cum adici, doamne, la tablă, mai repede! Gata, domnul, am ajuns la tablă și ce trebuie să fac? 5x5 plus 25 sau cum era? Plus 25, da, așa, hai, mai repede, fă. Gata, acum, 5x5 plus. Că și mai am putut să o facă mai repede. 50. Ce, nu 50. Dar cât e? 50,0. Păi 50. Nu, 50,0 pentru asta. Păi hai să te o oră. Hai să te bada. Hai să te o oră. Ce fraier ești? Nu mai rezist, nu mai pot. Bă, fraților, ce se întâmplă cu clasa asta, mă? Ce-i școala asta? Bă, dar nu-i... Ce faci, bă, Vlăduț? Bă, alu, da, tu ne pleci, bă, băi, bă, băiatule, băi! Bă, băiatule, bă, băiatule, bă, dar fii antenă, bă, tu zi, bă, asta se școala mea și tu nu pleci! Da. Înțeles? Dacă eu zic să nu pleci, nu pleci! Dar cine ești, mă, tu? Cine ești tu? Bă, nu uita mine! Nu uita mine! Ce-i cu mine? Ce șef ești tu, mă? Bă, tu rădeai de mine cu pian. Ia, lasă-mă în pace! Tu cine te crezi tu? Ia, spune și mie, cine te crezi tu? Ia! Eu, șeful școală, bă! Da, sunt 12, bă! Eu sunt mai șmecher, bă! Ia, lasă-mă! Lasă-mă! Îl chem pe tatăl meu. Îl chem pe tatăl meu. Ce frumos aici. Ia, fraiere, ia, hai, știi basket? Știi să te... Hai să te fac un basket, fraiere. Hai să te văd, fraiere. Bă, ce faci, mă? Doamne, bă, e periculos rău copilul ăsta. Bă, nu știu ce se întâmplă. Doamne ferește. Hai, dar nu mai stricat, ce stricat, doamne. Dar nu mai da mine. Ce ai, copil? Lasă-mi pace, doamne. Ce o să că ești la basket aici, nici la fotbal. Lasă mingea, n-ai voie să stai cu mingea mai mult de 3 secunde în soții deasupra. N-ai voie. Ia du-te de aici, că mă enervi. Hai, bă. 1, 2, hai, 2 secunde, 1 mingea. A, fraiere, a, gol. Nu, 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 1, 2,
voie! Doamne, lasă, lasă mingea, Doamne ferește, Doamne! Da, nu mai dau, a, fraiere, fraiere, a! Stai, 1, 2, 3, bum, 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 bum! Ok, 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 ia du-te mă de aici, fraiere, ia mă, că tu te crezi tu șmecheri, ia uite! Bă, dar nu doamne, da mine, omule, Doamne, ia uite! Hai, 1, 2, știi ceva, hai, că eu nu mă joc, hai, pa, lasă-mă-n pace, că mă... Uite, fraiere, uite, fraiere, uite, fraiere, uite, fraiere! Dar nu mai dau! Hai, bă, nu! Hai, bă, Doamne, copile, ia-mă! Hai, frate, hai, frate, că ți-am făcut schimb! Ia, bă, mă, da aici, Doamne! Bă, ce-i cu școala asta de nebună? Ia, bă, 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 ți-am făcut dank! Deci trebuie să mă ascund, sper că nu mă fiți aici. Vreau să fug repede, mă, nu înțeleg ce se întâmplă cu școala. Uite, ce fraier, ce fraier, uite, fraier, uite, fraier, uite, fraier, uite, fraier, uite, fraier. Ia, lasă-mă în pace, că, bă, tu nu știi cine e tatăl meu. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ajutor! Deschide! Lasă, ajutor! Dar lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Dă-te la par! Lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Lasă-mă! Nu, nu, nu! Lasă-mă! Uite, fraieru! Uite, fraieru! Uite, fraieru! Uite, fraieru! Ia, lasă-mă în pace! Ia, lasă-mă în pace! Ia să mănânc și burgerul ăsta! Bun! Doamne ferește! Ce cu școala asta, dar e bun! Bă, nu, trebuie să mă duc la taică meu! Nu se poate așa ceva! Nu se poate așa! Doamne, ia mă, ce mai vrea fraierul ăsta? Că deja mă enervează, ia stai puțin, sunt eu fraierul sau ce? Adică ce vrei mă, caruselul sau cum te cheamă pe tine? Caruselul te cheamă? De ce antena, bă, v-l-a dus, bă? Pentru că a fost un copil rău, l-a dus și antena! Stai, îți place să iei pianul? Nu v-l-a dus, uite! Ce faci? Ce vezi cu pianul? Mă, ce e cu pianul ăsta, mă? Bă, dă-mi-l mie, că îmi place mie pianul, dă-mi-l mie, lasă-mi mie pianul. Mă, nu te-a făcut la școală? Mă, nu te-a făcut la școală, mă? Mă, ce faci? Bă, de ce mi-a... Bă, lasă pianul, bă! Uite, vreau dus, vreau dus, vreau dus! Uite, uite câte pianul, uite la câte piane te-a făcut! Dă-mă, mă, ce e cu pianele? Ia, du-te, mă! De ce dă foc la atâtea piane, mă, fraților? Și eu chiar nu mai găseam, adică eu nu mai găseam piane, am găsit ultima, uitați-vă cine furase toate pianele, Doamne, că trebuie să mă duc acum înapoi acasă la tatăl meu, mă, frate, că nu se mai poate. Mă, ce e cu școala asta de nebun, mă, e mai nebună școala dacă taică-mi eu în sine. Mă, ce se întâmplă cu școala asta, deja nu mai suport, adică, pe bune, uitați-vă, în loc să mă duc eu, deci, mă, de ce vrea ta... Mă, ce, Doamne, iartă-mă? Ce, Doamne, iartă-mă, s-a întâmplat cu băiat? Ok, ok, nu știu, bă, stai că mă calmez, mă pun puțin aici. Bă, fraților, nu știu ce se întâmplă aici, dar eu vreau să dau concursul ăla de pian mai repede mâine. Și trebuie să mă mai pregătesc, trebuie să mă duc repede acasă să mă mai pregătesc. O să-i zic tatălui meu că s-au terminat orele. Bă, fraților, nu știu. Ce vine, sper să reușesc cu examenele astea mai repede, dar trebuie să mă ascund de prostul ăsta. Sper că nu m-a văzut. Sper că nu m-a văzut, că vreau să vă spun ceva. Vreau să vorbesc ceva. Sper că nu mă vede. Nu mă vede. Le-a dus. Uite-mă prostule. Le-a dus. Acesta este pianul tău, nu? Ce? Acesta este pianul tău, nu? Păi cum să fie pianul meu? Du-te acasă și o să vezi. Păi doamne, știi mă tu unde stau eu? Păi gen, uite bă, scrie acolo la școală, în catalog, Lăduț, numele tău, unde stai și câți ani ai? Și câți ani am? 14 ani. Cum e 14 ani, mă? O să chiar știi câți ani am. Bă, fratele, nu știu ce se întâmplă, dar chiar vreau să mă duc repede acasă, să mă exersez mâine, să mă programez foarte frumos, adică să ajung direct acolo la concursul ăla. Sper, Doamne, ajută să câștig, să iau un loc cât mai bun, să mă calific la internațional, că nu se mai poate, vreau să plec, vreau să-mi fac traiul meu, să locuiesc singur, să fiu departe, că orașul ăsta e... Acest an, așa ceva nu se va întâmpla. Am spus pianul, Vlăduț, poți să vezi, ok, Vlăduț, poți să vezi, pa! Ce se întâmplă cu orașul ăsta? Bă, ce e citat orașul ăsta? De unde sunt? Doamne, ok, Doamne, iartă-mă ce se întâmplă cu orașul ăsta. Bă, dar numai personaje de genul, numai oameni ciudați, mă, și stai că mi-a și toată lumea. De ce toată lumea așa și de... Mă, eu mă întreb, eu de ce nu sunt așa? De fapt, stați puțin, eu cred că semăn cu mama mea. Că mama mea doare de ce, nu mai e mama mea cu taica mea. Adică, pă, bune, să fim serios. Adică, uitați-vă, la Nea Cornel, trebuie să mă duc acum acasă la Nea Cornel. Și
la taică mea Cornel și acum o să fie mare prăpăd, o să fie, adică ce am avut la școală, dar ce o să am și acasă. Bine, cred că e mai bine acasă, sincer, să recunosc, decât cu copiii ăștia și cu școala asta ciudată, sincer, este o școală foarte ciudată și nu înțeleg ce se întâmplă, dar sper, Doamne, ăștia să mă calific mâine, să ajung pe internațional și să mă dezvolt, să locuiesc în altă țară, să fiu singur, să nu mai am de-a face cu nimeni, că în orașul ăsta nu mai pot trăi, fraților, chiar nu mai pot trăi. Hai, Doamne, acum să mă duc direct acasă, că nu se mai poate. Sper că aici, da, în partea asta era acasă, mă duc acum direct acasă, mă bag pe pian, trebuie să exersez ca mâine, să câștig, să fie totul foarte, foarte bine. Mă, fraților, Doamne, deci chiar nu mai suport, mă, chiar abia aștept, mă, chiar abia aștept să se termine toată nebunia asta. Te bag așa pe mine? Ce, tată? Ce s-a întâmplat? Ce cauți? Ce am oferit? Păi cum adică? Pe ce să mă duc la școală dacă nu mai sunt la școală? N-am fost la școală, nu mai pot să fiu la școală. Păi de vreme, uite, de vreme, aia, ia, du-te, băiat, nu e de vreme, tată, am și ieșit la tablă, am făcut 5x5 plus 25. Cât face ea? 50. Nu, greșit, 5,0. Doamne, tată, hai că ești nesimțit. Hai, tată, că mă duc acum, mă duc să exersez, că ți-am spus că mâine am ăla de pian, tată. O să fie bine pentru toată familia. Doamne, iartă-mă. Bă, e nebun. Da, și... exersează. Tată, tată, ia vino. Vino puțin. Tată, tată, stai, tată, tată, ce s-a întâmplat? Tată, vorbește cu mine. De ce voci? Ce faci? Nu mă găsește fraierul. Nu mă găsește fraierul. Ia, mă, tată, de ce te comporți ca un copil? Mă, vorbește cu mine. Ia, spune. De ce ți-am spus să-mi pui pianul înapoi? Unde-i pianul? Tată. Bă, ce s-a întâmplat? Nu cred că stau. Tată, vino aici să... Tată, nu mai fie așa. Tată, o chem pe maică-mea. O chem pe maică-mea. Tată, nu mai... Tată, vorbește-mă cu mine. Vorbește cu mine. Da, nu mai da, termin. Așa de ușor. Cred că stau pe așa de ușor văzut. Nu, pentru că fiantele. Eu știam că o să vin de vreme și așa că de asta. Cum am venit de vreme? Nu am dat așa ia zi. Tată, ce-ți la școală? Tată, ce să fac la școală? Deci am spus, te-am spus 5x5 plus 25 și era un băiat nebun acolo, nu puteam să mă înțeleg cu el. Îl chema 2012, îl chema pe el, nu puteam să mă înțeleg deloc cu el. Ce 2012, mă? Ce 2012, mă? Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.